sau pielea ți-e rudă cu luna. Pe stânci dacă vrei te sărut sau în apă mi-e tot una. Să pot să te aleg dintr-o sută în loc să ai inima mea. Hello, hello, dragii noștri, bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi ne aflăm la kilometru 0 din Vama Veche. O să vă arătăm stațiunea Cap-Coadă, dar și zona pescărească. V-am pupat, rămâneți cu noi! Este plin, este plin de melci. Ia uitați. Bun, și cum îi curățăm? Ca să poți să-i păstrezi, trebuie să-i speli în clor, să-i lași un pic în lenor și după poți să-i pui pe noptieră undeva, că nu mai e răsurat. Haideți la mare, vă așteptăm la mare. Vă amintiți vara cât este de aglomerat aici în Vama Veche? Uitați acum cât este de liber. Și să știți că nu este nici foarte frig. Chiar este o temperatură ideală să te plimbi iarna pe aici. Cred că sunt undeva la 10 grade. Nu mai bate nici vântul. Dar este superb. Vă recomand să veniți și iarna. Dragilor, aici în Vama o să găsiți tot felul de locuri unde să faceți poze, cum a fost leagănul de aici și multe alte locuri. Haideți să vi-l arăt! Ia uitați ce v-am zis eu mai devreme! Ce spuneți? Un loc potrivit pentru poze? Da? Sau nu? Ce-mi vine să fac o baie, să mă arunc în apă. Dar vă dați seama cât este de rece acum? Dragilor, acum facem dreapta și mergem până în capătul stațiunii. Haideți, să știți că acum, în perioada asta, se lucrează. O să vedeți un pic niște gropi, bălți, așa mai departe, dar nu-i nimic, până la vară, cred că o să repare. Imaginați-vă petrecerile acelea care se făceau pe plajă vara. Numai că ia uite, scrie Dita mai banner-ul aici, că fără îmbrățișări gratis. Aici este celebrul local La Canapele. Mulți cred că ați văzut check-in-uri de aici, din zonă. Din păcate, nu știu dacă e deschisă vreo terasă în perioada aceasta. Nu cred. Parcă pe acolo prin față se vede ceva. Se văd și niște mașini parcate. Dar cât ne-am plimbat noi până acum, n-am văzut nimic deschis. Oricum, chiar dacă nu era pandemie, în această perioadă n-ar fi fost deschise, pentru că toți sunt în renovare, reamenajări și tot așa se pregătesc pentru anul care vine. Și probabil că anul care vine o să fie unul mai bun și asta ne dorim. Și turismul o să prindă din nou viață. Ia uitați, am ajuns la Oasis Beach. Mamă, ce mi-am adus aminte, ții minte când am venit, cred că de 1 mai și am făcut trenulețul pe nisip? Da, ne-am strâns cu mai mulți oameni care erau aici, turiști, pe plajă și am făcut un trenuleț și pe aceea un cerc mare.
Și vă dați seama, toți oamenii care erau aici se distrau, erau un pic așa, nu prea se țineau bine pe picioare, au început să se țină de noi, să facem trenuleț, sau un piedicat, sau un împrăștiat. A fost tare, mi-aduc aminte. Pe vremea când nu exista această pandemie. Da. Așa este. Ia uitați cum vă spuneam mai devreme, câte undițe sunt, toată plaja este plină, începând de aici, de la această barcă, este undiță lângă undiță, până în capătul celălalt. Și ce credeți? Unele dintre ele sunt conectate prin prelungitor în interiorul unei terase de aici. Când vine peștele și mușcă mumeala, îi atenționează acolo înăuntru și ies să-l tragă afară. Ce chestie! Vă spun că este prima dată când văd așa ceva și cred că este singura stațiune în care este așa ceva. Pe aici se și lucrează acum, în această perioadă, nu vă speriați, la vară o să fie totul foarte frumos. Da, nu-ți se pare că ai parcat greșit? Eu sau tu? Tu ai parcat-o greșit. Nici nu poți să te urci în ea, Cori. E prea înaltă pentru tine. Ei, mă chinui acolo, mă cață, ce? Îți trebuie scară. Zici? Da. Urc în spate. Nici măcar. Pe roata cu jumate tine, ia pune-te puțin lângă roata. Hai, de când mă urci. Hai că e. Dați, am ajuns în zona pescarilor. Pe aici, pe nisip, prin dreapta, sunt întinse plasele pescărești. Și uitați cum arată aceste căsuțe, dacă le putem spune așa, din lemn. Cu paie, cu paie, da. Oricum miroase a pește, chiar miroase a pește. Ah, ce ar merge un pește acum. Un pește. Au venit câinii după noi. Ia uitați. Ziceți, mamă, deja vă gândiți la celebra ușă pictată, colorată, cu toate culorile. Din păcate nu este, nu știu ce au făcut-o, au vandalizat-o, au scos-o, habar nu am. Dar totuși am ajuns aici în locul ăsta. Haideți să mergem. Uitați, aici era ușa colorată. Erau aceste scări colorate. De fapt, încă sunt aceste scări. Și aici era celebra ușă. Da, din păcate nu am mai găsit-o. Dar tot este frumos, să știți. Uitați cum se vede plaja aici în stânga. Cred că aici este plajă de nudiști, nu știu sigur, dar așa am impresia. Și îmi place foarte mult diferența aceasta de altitudine. Vedeți cum se vede malul acesta plus plaja. Foarte frumos. Dragilor, aici vara, dacă vreți să veniți să mâncați rapane, ăsta este locul potrivit. Aici sunt plitere unde se gătesc, aici poți să servești, se aduc chiar din larg. Deci sunt foarte proaspete. Uitați că se și văd, se și vede de unde se aduc, fix de aici. Deci le aduc proaspete și le serviți aici pe aceste grătare, super. Uitați ce frumoase sunt colorate clădirile în partea aceasta. Și clădirea de acolo
bărcile. Foarte frumos, îți dă un vibe așa pozitiv. După ce v-am arătat mai devreme în partea pescărească, uitați aici cum este. Aceasta este partea opusă. Apropiem de capătul falezei. Uitați, aici sunt clădiri mai noi, construcții mai noi. Nu știu, arată foarte frumos aici, dar nu știu ce este. Să vedem. Nu-mi imaginam că pot să găsesc așa ceva în vama veche. Uitați cât este de frumos. Ia uitați. Este superb amenajat. Este Electra Hotel se numește. Un hotel de 4 stele. Da, deci dacă vreți să veniți în Vama Veche vara și să aveți și lux, să fiți cazați într-o zonă de lux, găsiți Hotel Electra. Și vis-a-vis de hotel avem plaja. Ia să vedem. Încă se amenajează. Nu este încă așezat tot nisipul. Uitați aici în larg, este o barcă. Foarte frumos. Avem o bărcuță. Dragii noștri, aici se încheie vlogul de astăzi. Vă mulțumim frumos și nu uitați să ne dați like, comentariu și subscribe. V-am pupat, pe data viitoare!